Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie. Este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Sfântul Nicolae a trăit în timpul împăraților romani, Diocletian și Maximian, un oraș din Asia Mică. A fost hirotonit preot, apoi episcop al cetății Mira din Ținutul Lichia. A fost întemnițat în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor decretate de împărații romani, Diocletian și Maximilian. Acesta a participat la primul sinod ecumenic de la Nicea din 325 și s-a dovedit un puternic apărător al credinței creștine împotriva ereziei ariene. Sfântul ierarh Nicolae este patronul marinarilor și al copiilor, salvatorul celor din temniță și primejdii, ajutătorul săracilor și al celor nedreptățiți, protector al fecioarelor și al călugărilor. De s-ar fi povestit milele lui, una câte una și câte îndurări a arătat către cei săraci, pe câți flămânzi a hrănit, pe câți goi a îmbrăcat și pe câți a răscumpărat de la datornici, apoi nici vremea n-ar fi de ajuns a le povesti, se spune în viața Sfântului Nicolae. Una din relatările ce privesc faptele minunate ale Sfântului Nicolae arată cum a fost miluit un sărac din orașul său, un om care avea 3 fete și pentru că nu avea cu ce trăi, omul acesta se gândea să le dea spre desfrânare, ca prin aceasta să-și câștige existența, căci sărăcia și lipsa aruncă pe om în multe păcate, spune părintele Cleopa Ilie. Auzind de acestea, Sfântul Nicolae s-a dus noaptea pe ascuns la casa săracului și a aruncat o pungă cu galben pe fereastră. Apoi s-a întors la episcopie neștiut de nimeni, aflând banii, tatăl a mulțumit lui Dumnezeu și cu ei și-a căsătorit prima fiică, relatează Digi24.ro.